la dispozițiilor prevăzute de articolul 134 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ și a ordinului prefectului județului Maramureș numărul 630 din 28/10/2020 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Săpânța, primarul Comunei Săpânța invită Consiliul Local în ședință ordinară din data de 26/2021, numărul 14, în sala de ședință din cadrul primăriei Comunei Săpânța, având următoarele proiecte ale ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local PNL al domnului Pop Ioan, raportor primar Braicu Ion. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de acoperire al riscurilor Comuna Săpânța, ISU, pentru anul 2021, raportor primar Braicu Ion. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment privind proiectul de investiții pentru canalizare și clădiri primărie, raportor Braicu Ion. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru Stan Maria, raportor primar Braicu Ion. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului înscris în CF numărul 50962 Săpânța, aflat în proprietatea Comunei Săpânța, raportor primar Braicu Ion, și 7 diverse. Punctul 1. Cine e de acord cu ordinea de zi? Putem trece la punctul 1, da? Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local PNL al domnului Pop Ioan. Doamnă președinte, dați-mi cuvântul la domnul secretar să citească procesul verbal de ședință trecut, ca să-l semnăm și, pe urmă, continuăm. Păi semnează președintele ședinței data trecută. Deci poți să le citești procesul verbal, dacă vreau. Da, stai că citim. E și filmat, dar mă rog. Nu. No. Așa trebuie să trebuie. Trebuie. Consiliul local al Comunei Săpânța s-a întâlnit în ședința ordinară din 26 ianuarie 2021, orele 14, acord următoare ordine de zi 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind activitatea desfășurată de către asistenții personale persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal a Comunei Săpânța. 6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin gerințele mandatului de consilier local PNL a domnului Stan Gheorghe și declararea participanta locului de exilit. 7 diverse. Sunt prezenți la ședința de consiliu următoarele consilieri: Vedea de Nunț Ioan, Gheorghe Gheorghe Florin, Oros Anunța, Pop Anunța Maria, Pop Gheorghe Nofor, Pop Gheorghe Ciorbu, Pop Gheorghe Titu, Stan Gheorghe, Stan Teodor, Codrea Nicolae Dorel, lipsă Afșan Ioan de la PMP, lipsă Stan Ioan Adrian PNL, lipsă Stan Dumitru Alde, motivat regulamentar. De asemenea, sunt prezent la ședință domnul Pop Gheorghe, inspector de taxe și impozite, din cadrul primăriei Săpânța, în vederii prezentării proiectului de pe ordinea de zi. Președintele ședinței este ales în persoana doamnei consilier Oros Anunța. Se dă, doamna președinte, de citire toate proiectele cuprinse în ordinea de zi, se supun la vot, unanimitate de voturi. Se prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi privind stabilirea taxelor și impozitelor. Raportorul domnul Pop Gheorghe precizează că se propune ca taxele și impozitele să rămână la nivelul anului trecut. Există posibilitatea ca taxele pentru bunare să se modifice ulterior. De asemenea, există mici modificări la taxele privind impozitele de grădinile mixte pentru persoanele fizice. Un vot adoptat de unanimitate de voturi. 2. Domnul viceprimar Pop Gheorghe prezintă proiectul de hotărâre în locul doamnei Oldiș Anunța, care nu poate fi prezentă la ședință. Se pune la dispoziția consilierilor proiectul de hotărâre cu anexe la proiecte. Se pune la vot, adoptat în unanimitate. La punctul 3 se prezintă proiectul de hotărâre numărul 3, de asemenea se pune la dispoziția materialul oferent, pune la vot, adoptat în unanimitate. Domnul viceprimar prezintă punctul numărul 4 de pe ordinea de zi privind activitatea desfășurată de către asistență personală. Se spune la vot, adoptat în unanimitate. Se prezintă proiectul de ordine privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Săpânța. Legislația actuală va impune ca în viitor orice localitate să dețină un nomenclator stradal. Deocamdată legea nu impune în mod obligatoriu, dar Uniunea Europeană va adopta obligativitatea în primirea acestui nomenclator. Unele instituții solicită în permanență întocmirea acestui nomenclator. Se supune la vot, adoptat în unanimitate.
cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, se ia act de demisia domnului consilier PNL Stan Gheorghe, urmând ca după emiterea hotărârii de Consiliu să se comunice instanțe competente cu privire la validarea consilierului supleant de pe lista de validare PNL. Domnul secretar general menționează că, de la data încetării mandatului, Consiliul Local nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cuorumului, nu mai poate vota și nici nu mai poate face parte din comisiile de specialitate. Se ia act de demisia acestuia în unanimitate de voturi. La punctul diverse, domnul Pop Gheorghe Titru precizează că unele desăpeziri au fost făcute de către firme private. Întreabă de ce? Domnul Stan Gheorghe și domnul viceprimar menționează că primarea Săpânța nu este dotată corespunzător cu utilajele de desăpezire și că pe unele drumuri speciale sunt necesare utilaje speciale de desăpezire și pentru un gheț. De aceea, în unele situații, se apelează la firme private cu dotări de utilaje speciale în acest sens. Domnul consilier Codea Nicolae Dorel pune în discuție din nou despre terenurile atribuite în zona Mociră. Deși a cerut toate contractele încheiate cu primăria și unele persoane fizice, acestea nu au fost prezentate. Domnul Stan Gheorghe precizează că aceste terenuri au fost expertizate de către un evaluator autorizat și urmează a fi valorificate către cei care ocupă acest teren aflat în proprietatea primăriei cu construcții și cu mobile case de locuit. Se discută din nou despre problema închirierii contractului de fază și administrarea pădurilor comunale, Ocolul Silvii Sighetu Mărmanței și renunțarea contractului încheiat cu Ocolul Silvii Ciumești. Domnul Pop Gheorghe Ciorbu și Popul Gheorghe Titru prezintă un proces de vadă de ședință prin care se specifică aprobarea încheierii contractului de administrare cu Ocolul Silvii. Domnul Stan Gheorghe precizează că s-au primit de către primărie, către Ocolul Silvii Ciumești și Ocolul Silvii Sighet să trimit oferte de preț în acest sens. Cam atât am scris. Dacă vreți să mai adăugăm altceva, putem adăuga. Putem să la ordine de zi, și acum, domnul secretar, trebuie să ne dați să însemnăm toți. Să nu mai fie niciun fel de probleme. Da, bun, dar putem să... Da, pe după ședință, acum nu, ținem oamenii niciodată. Vreți acum sau după ședință? După ședință. După ședință. Deci punctul 1. La punctul 1 vreau să vă aduc la cunoștință că noi am trimis documentația în urma demisiei domnului Stan Gheorghe și s-a trimis încheierea civilă numărul 199 din 2021, prin care s-a dispus prin instanța de judecată, validarea mandatului de consilier local supleant al Comunei Săpânța, anumitului Pop Ioan, domiciliat în Comuna Săpânța, numărul 54, având CNP 17201241670 din partea Partidului Național Liberal. Având în acest sens această încheiere, întocmită legal, definitivă, îl rugăm pe domnul Pop Ioan să depună jurământul în fața Consiliului Local. Prin acest demers se constată validarea domnului Pop Ioan pentru funcția de consilier local în partea PNR. O să emitem hotărârea în acest sens. Se poate trece la punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de acoperire al riscurilor Comuna Săpânța ISCU pentru anul 2021. O să vă prezint tot eu. În fiecare an, pentru ISU din controle și trebuie să reactualizăm acest plan de analiză care, pentru care emitem hotărâre în fiecare an. Cei care au fost în Consiliul Local, viceprimarii, primarii, știu de acest demers. Ne trebuie ca să nu primim amendă. Vor fi niște mici modificări în sensul cu privire la conducerea nouă, niște detalii, modificări, mici modificări, dar trebuie să emitem hotărâre. Să puneți la vot. Și care sunt modificările astea ca să vedeți celălalt fond? Este privire la funcția domnului primar Căi Brai cu Ion
și alte mici legate de către, da, de ISU, fișa, fișa localității, alte cu privire la localitate, cu la numărul de locuitori și alte demersuri, pe care o să trebuia să facem și cu, să primim avizul cu privire la aprobarea planului de acțiuni și a ISU, pe care va trebui să reglementăm și să primim aprobare și pe plan. Dar asta ține de primă din Adi. Bun, votul pentru planul. Se poate trece la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment privind proiectul de investiții pe stare și clădire în primărie. Stimați consilieri, este vorba despre banii care sunt alocați pentru canalizare și pentru modernizarea clădirii primăriei. Pentru modernizarea clădirii primăriei, ați văzut că lucrările deja au început. Se va trece la acoperire, pe urmă izolare pe exterior, centrală. Ce privește despre canalizare, undeva din mai trebuie să înceapă, deci este proiectul la fază de licitație și undeva din mai, domnul Faina ne-a explicat cu subiect și predicat că trebuie să înceapă lucrările obligatorii. Deci undeva în mai trebuie să înceapă lucrările. Cam atât am de spus la punctul ăsta. Deci oricum banii îți livrați dintr-un cont, dintr-un an pe celălalt an, acum e al doilea an, asta este, nu... Votul pentru? Valoarea clădirii primăriei reabilitării e 70.000 de euro. Plus 60, de da, nu, 70. E punem 100.000 de euro pe fonduri pe gaz. Verificat tot, e... nu e ceva să cred. Da. Votul pentru cine votează? Abținere aveți? Potrivă? Da, eu. Abșan să abține. Cu privire la clădire? Da. La fondul din România? Da, la 3, la punctul 3. Nu votează. Se trece la punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru Dan Maria. Raportor, domnul primar. Deci știți despre cine e vorba. Este, știu, doamna... Am zis că... Măi, am întrebat, știți despre cine e vorba? Și pe urmă continuu, nu? Știți despre cine e vorba, e doamna Stan Maria. Este soția lui doctorul Tavi, eu îi zic așa, stomatologul. Este o situație mai specială, copilul. Dacă sunteți de acord ca să o sprijinim financiar, pentru intervenții chirurgicale pentru copil. Cine este pentru? Cu sumă mare. 2500 de lei. Atât, 25 de lei. Puneți 100 la intervenție. Atât au solicitat. Mai, o solicitat. No. Atât? Dai mai mult? 25? Da. Ia auziți. Lasă pe dar eu. Hai, vedem votul pentru. Abținere împotriva, nimic. 2500 de lei, da? Da, 3.2500 de lei. Bun. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului înscris în CF numărul 50.962 Săpânța, aflat în proprietatea Comunei Săpânța. Asta pot să vă explic eu, că sunt principiul eu. Deci avem făcut, avem o hotărâre Consiliul Local 2017-2018 ca să dăm terenul de casă. Dar de asta și Cornel Pricop aici, sunt extrasele CF în tăbularea terenului CPI, ce vine pe primărie prima dată, după aceea pe fiecare persoană în parte. Doar atâta ne trebuie ca să finalizăm, să trecem certificatul ăsta, cum să zice? Nu titlul de proprietate, CF-ul. CF-ul vine direct pe fiecare persoană în speță. Pe sa, pe putare, atâta, pe noi și atâta, pe cel atâta.
Da, pentru că în CFU e trecută suprafața totală. Ei, CFU e suprafața totală. Domnul Stan, lucrurile astea nu trebuiau făcute înainte de construcția lucrării? Nu contează, deci nu că nu trebuia făcute. Deci se poate face pe certificat de urbanism liniștit. Puteai să dai acordul de principiu, pentru că sunt oameni cu făcut cearul sau ceva, niște bani, aș face ceva. Poți să-i faci, îți permite, ți-am spus, îți permite de legea să dai și gratuit și să dai și pe evaluare, cum am făcut noi. Corect. Deci ai două posibilități. Care legea, domnule? Cum să dai? Deci noi am făcut pe evaluare. Corect. Deci am făcut o viță, evaluatorul, am prezentat în Consiliul Local evaluarea cât a fost la fiecare în spață, în funcție de metru pătrat. Deci a fost 8 lei, 9 lei sau cât a fost metru pătrat la fiecare. Plus că acum s-au finalizat și cu căsurile construite de 20 de ani. Inclusiv de la Sia Cherche și încoace. Dar legea la care spune să le dai? Care? La care cetățean să le dai? Legea, de unde și funcție de ce are? Nouă legea, la care spui să dai? La care are casă? La care nu are casă? În funcție de ce are? În funcție de ce are? Da, și pe care? În funcție de ce are? Ce lege e aia? Și, ce lege e aia? Spune, domne, care lege e? E lege în funcție de ce are și în funcție de ce are? Care lege spune ca să le dai teren? Păi de asta nu interesează. Da, este legea. Nu care știu lege este? Nu știu din care. Care lege? Legea 50, 35. Da, 35. Adu aici la fă de față, să vedem. Legea 35, pare. Adă să o citim, să vedem. Deci, dai și consilier local, citești. Păi nu, dar adă-i eu. Să o citim. Da. Arată-i deci, aici. Trebuie să aveți actele acolo pe masă. Nu, aici. Ai, terenurile le-ați împărțit, le-ați parcelat anul trecut. Și acum 2 ani. Da. Și acum, da, și acum faceți reparcelare, nu? Nu face reparcelare, avem hotărâre de consiliu. Avem hotărâre de nu știu cât. Dar când ce ai hotărâre? Pătate cât le-ai dat? Pătate, pe suprafața de 6 hectare avem. Nu ai. Da, pe suprafață. Nu ai pătate. Uitați-vă. Așa, acum pentru un singur loc ai avut. Da, ați văzut singur loc, dar ești un vorbești loc, ai făcut pentru loc. Cât am scos în domeniul? Cât am scos în domeniul public, în domeniul privat, 6 hectare. Cât acolo e suprafața fiecare. Mai mult din domeniul public, cât din tapinul. Nu, acolo, 6. Oare în punct ce prevede acolo? Ce? Întreb așa, în punct. În punct nu a prevezut nimic. Și atunci cum s-o construi? Nu pot să construi, doi omule, noi am dat, până lege ne permite legea. Eu, ai votat acum 3 ani, 2 ani. Știu, domnul Stan. Deci, am zis că dăm terenul la căsuri. Când se începe o construcție, da? Eu, dacă am... Da, dar era pug, mă! Era pug, nu ce prevede! Și atunci cum construiesc? Bă, era pug, mă! Nu trebuie să zici ce prevede! Înseamnă tu acasă la tine, dacă e pug, faci ce vrei! Nu e dat? Trebuie să obții niște autorizații de construcție. Da! Bun! Acum, cetățenii respectivi, eu n-am nimic împotrivă, foarte bine! Să ne dezvoltăm! Să venim din... și din Sighet să vină! Da! Dacă vin am cetățeni și construiesc, dacă vin și construiesc, vin și plătesc impozite, intră la primărie, noi ne dezvoltăm. Corect, când intră în posesie, omul legal. Da, dar o intrat în posesie. Deci noi, uite-te când am obținut aia. Uite-te că o stat un an și ceva, o pandemie, a stat la OCP. Noi vrem să vedem tabelul cui s-o dat terenul. Nu, ascultă-mă, vine pe suprafață, uite-te acolo, e făcut pe fiecare, pe primărie, după aceea vine parcelat, nu parcelat. Exact cât are. Că e făcută de Cornel, fiecare Savu, Ileana nouă, domnule, eu v-am întrebat la ce persoane ați dat. Da, mă, nimic s-a Cornel. La ce persoane ați dat? Savu, hai că spun, Savu Ileana. Savu Ileana, că noi avem hotărârea să le dăm. Că așa vă zic, noi avem hotărârea. Da, mă, ai hotărârea să le spune și legea. Savu Ileana merită. Cum le dai? Savu Ileana. Merită, toți merită, că pe bani merită. Nu. Și am zis că noi avem posibilitatea legea să dăm gratuit, conform legii 50, sau să luăm, sărăcenie mască, să luăm contracost, cum a făcut pe evaluatorul. Vă trebuie să aveți aici să ne explicați mai acolo, e trecut, uite-te pe aia, mă, că e trecut fiecare bucățaie, uite-te. Plus și celelalte, vede 20 de ani, ce are Sia Cherecheș, ce are Dântul Lobota, ce are Iorul Mireșteanu, uite-te în jos. Și acele, într-un final, vor fi proprietarii. Pe sumele conform expertizei făcute de expert. Autorizat. Bun, domnul Stan, eu altceva am vrut să zic. Și nu mi-a dat voie să termin. Drumul ăla, când ai lărgit un pic să fie cu două benzi, da? Bă, dar trecut... 6 metri lăsat drumul, ghiță! Păi, lasă-mă să-mi termin ideea, da? Înțelegi? Trebuie făcut pântul apă să le tragem apă în fiecare și să facă construcția exact. Unul și-o pune în drum, unul și-o pune în acolo greșit unul și cu casa, că ceilalți o mărți la fix, vezi?
Nu, păi, stai nimeni. Nu, bă, dacă facem ceva, e un cartier, nu. Ascultă-mă, când s-o dat, le-a spus să facă tot direcție. N-am stat să văd fiecare mă duce. Autorizația de construcție, au fiecare? Ce să vă? Autorizația. Au certificat de urbanism, ceea ce pot. Băi, mânțu, ai putut construi. Că dacă vine cineva, uite, să am exemplu. Nu contează, e perfect legal, Ghiță. Mânțu și-o construi casa cu certificat de urbanism. Se eliberează autorizația, e perfect legal. Tu până la finarea, când faci recepția, trebuie să fie autorizată de construcție. Până faci recepția. Bun, să ne ajungem într-un moment dat în care oamenii neștiind... Nu neștiind, oamenii nici știu, măi. Pe certificat de urbanism se poate face. Deci până faci recepția totală, trebuie să fie eliberat autorizată de construcție. Îl avem, îmi cer scuze că intervin, avem pe unul șobului care o preluat... O preluat de la arhitectul șefa șubetului de la lasă. Și nu se riscă cu nimic absolut în ziua mea, eu nu vreau. Eu intru în legalitate. Eu nu preluat urbanismul. Studiază tot și face legal. Dacă nu ceva la domnul Braicu, să intre în legalitate, perfect. N-ar fi trebuit la numărul 1, persoana respectivă. Numărul 2, noi când votăm, votăm numere, domnul Star. Dar spun că vine altă hotărâre, fii atent. Vine altă? Domnul Star, o clipă. Nu mi-o luat în nume de rău. Suntem de acord. Eu așa am votat cu mare drag alte probleme și alte probleme pe care le-am votat în ședință de Consiliu Local m-au costat enorm și mă va costa enorm. Ascultă-mă. Așa că, domnilor consilieri, aveți grijă ce votați și cum votați. Omule bun, bun, ai terminat? Da. De exemplu, ăsta e odată parcelarea primăriei. Vine altă hotărâre de Consiliu, fiecare persoană în parte și cu suma de... Altă hotărâre. Altă hotărâre va fi. Deci e alt mai bine hotărâre peste o lună după ce să... Asta că se poate, se poate face Cornel Picop și... Fii atent, Cornel lucră mai departe, care este o parte din ele, nu-s toate. Nu-s toate. Deci numai o parte îs din ele. Deci mai bine altă hotărâre în care vine persoana de Savuliană, 1000 de pătrați, 9 milioane, 90 de milioane. La fiecare cât are. Treceți la vot. Domnul secretar, la raportul ăsta nu trebuia... Sunt să vă zic că dumneavoastră a comisiei de specialitate ba să da. Vine să ne informeze. Da, da, da. Și este? Am sunat pe domnul Pâncă, că era în lucru și urma să ne întâlnim. Dar o să o aveți. Da. Doamna Odi, nu are că o să o avem. Da, o noi când eram, aveam ca să fim perfect legal. Perfect da. Legal, nu cumva este. Să dăm posibilitate. Este, este, este. Supunerea nu, 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 nu. Domnul consilier, da. Domnul da. Consilier, da. Dacă aveți o nedumerire, da. Vă rog să nu votați pentru. Aveți da. Această posibilitate. Păi stați, nu sunteți de acord cu asta. După ce o să iasă vorbă... Nu, domnule, de moment ce spune de grupată... Contra. La ceva. Nu, măi, nu, nu e nici contra. Dacă te-ai explicat la procese... Vă asumați un risc, bine ziceți, aveți probleme. Dar doamna Holding, ce ziceți? Nu, chiar atât de idee de... Deci comisia respectivă trebuia să funcționeze. Ok. Am jurat cum era să funcționeze și cele comisii. Exact, domnul Stam. Deci comisia buget finanță și urbanism și-a făcut treaba, nu m-a tras să semnați. Dar bun, dar când? Unde? Bine, cine m-a chemat? Fac parte din Comisia Buget Finanță. Nu știu, bricile, el e președintele. Nu ești tu. Mulțumesc! Nu sunt tu! Nu, ce e problema? Bun, dar trebuie să vă ține la ședință. Că nu, domnul Stan, după ce se interpretează că nu sunt pentru. Și trebuie să mergem în legalitate. Pentru că cum să fie legal, domnul Stan? Păi am votat ce am considerat că a fost legal și uite cauze. Și ne spui de mine. Nu, nu, să vede la ce la ce. Dar așa-i și cu asta. Eu am hotărâre. Așa-i și cu asta. Mă, eu am hotărâre. Și eu am hotărâre. Să dai eu că și eu am hotărâre. Cum ai tu? Pune la vot. Cine-i pentru? Da. Nu mă tot. Eu vreau să pun o problemă. Domnul secretar, în funcție, în calitatea lui de secretar al Comității Administrative, vreau să-l notez în procesul verbal dacă proiectul supus votării e ilegal. Să dea girul de ilegalitate. Cu privire la ce? Cu privire la proiectul ăsta. Da, vreau frumos să vă scrieți în proces verbal și să-l semnați. Bun, să se pune la vot, o să domnul secretar, să luați, pe cunoștință? Da, am luat la conștiință. Nu, trebuie scris acolo, vreau să văd că... Da, bun, să-l citesc, dar își notează și scrie. Nu, da, cum ar trebui să scrie la mine?
Da, dar o să-ți citească, să vezi dacă ai scris și dacă... Da, acum citim, nu suntem proști, citim acum. Cum, votăm acum și citim săptămâna viitoare? N-ai înțeles, am zis, domnul, oricum o să vadă dacă ai scris în... Și nu o să dă nimeni. Cine l-o semna? Că nu o semna nimeni până nu s-o dat citire, ne gândesc și eu. Deci el notează și scrie. Nu, el vrea să spune legal și să prezint specific. Ilegal proiectul sau nu ilegal? El vrea ca tu să dai asigurarea că e legal și să semnezi acolo și apoi el să voteze. Asta vrea. Eu nu votez până dumneavoastră. Nu, vezi? Voi n-ați înțeles, nu mai întățăriți. Am înțeles, deci nu doriți să votați numai după ce aveți avizul de legalitate. A tău, a secretarului, da. Avizul de legalitate se dă după ce se verifică toată documentația și omul... Nu, dar dă-le acum, e ilegală sau nu ilegală? Nu, dă-le atunci acum avizul de legalitate. Da, dar și ei ca să voteze să le... Dar nu, atribuția mea nu este să dau avizul de legalitate în procesul verbal. Domnul secretar. Și după ce a redactat hotărârea, atunci am dat. Dăm eu, care ai pus pe ordinea de zi, trebuie să-mi dea convocatorul. Dăm avizul de legalitate conform invitația asta. Dă-mi, să-l dă pe masă. Deci nu înțelegi. Ești obligat conform legii dumneata. Care lege? Care lege că eu trebuie să dau un procesul verbal? În procesul verbal trebuie să dau legalitatea. Nu vă mișcați că vă spun acum. Eu o să știu legea și mi-a dat să nu știi? Da. Bine. Nu se poate. Nu. Stai așa. Da, poți legea 69 pe 1953. Repetă din nou. 69? Legea 69 pe 1991. Articolul 53. Spune așa, secretarul îndeplinește următoarele condiții, atribuții principale. Participă la ședințele Consiliului Local, punctul C, avizează proiectele de hotărâre a Consiliului Local, asumându-și răspunderea pentru legalitatea acestora. Da, înainte de ședință sau domnul? Înainte, o ședință, da. Cum avizează? Da, cum a făcut convocatorul dacă nu și-a dat aviz? Da, asta e problema, domnul ăsta, n-ar să avem. Nu te botezi. Așa avizul și el a intrat până... Domnul Adic, ok, e perfect. Da, vedeți? S-a întâmplat precedentul acum. Acum e precedentul. Nu, a fost înainte, domnul Radu. Măi, omule, acum e precedentul. Vă s-a spus până acum? Da. Când? Am spus. Cine s-a spus? Băi, eu n-am fost consilier, dar eu nu am auzit să fi fost. Asta e ok, bine. Dar înseamnă că toate ședințele s-au făcut aiurea? Da. Să înțeleg? Cum adică? Uite, domnul Radu. Aiurea? Uite, domnul Radu, s-a făcut aiurea. Foarte interesant. Foarte drag. Dai prostii, dai prostii. Ieri dacă a avut o problemă, mă crede că trece s-a făcut aiurea. Nu, măi, dar nu s-a respectat procedura. Da, nu s-a respectat, da. Automat, când a dat avizul de legalitate la hotărâre, salut. Ce i-am acceptul. Adi, aici nu cere ca să fim noi de acord ca oamenii ăștia să fie, să nu mai răspundă penal în fața legii că ei au cerut un loc de... Domnul Dragi, uite aici sunt oamenii de față, știm foarte clar, au câștigat niște drepturi în instanță, da? Poți mai să terminăm. Ai altă problemă. Nu e nicio problemă, că în baza unei hotărâri... Dar spune că le dai pe spune. Procedura este felul următor. Ia secretar. Nu se dă niciun aviz de legalitate din partea secretarului nici pe proiecte, nici pe bla bla bla, pe care s-o citit de către domnul consilier. Avizul secretarului este ultima semnătură de pe hotărârea de consiliu după ce s-a terminat hotărârea. Eu va trebui ce să redactăm toate hotărârile în baza proiectelor și a ceea ce s-au votat cu persoanele, numărul de persoane aprobate, deci pentru și așa mai departe și la sfârșit am semnătura mea al președintelui de știință și avizul meu de legalitate la final. Adi, nu că n-aș fi de acord cu tine. Dacă eu consider... Nu, ești de acord cu tine. Dacă eu consider... Nu trece și... Spunem la vot atunci. Spunem la vot. Ca să trece să finalizăm. Dacă eu consider că ceva este nelegal, nu mai semnez hotărârea și fac un raport cu privire la motivația mea de a nesemna hotărârea respectivă. Da, da, are și cealaltă oportunitate. Putem vota, poate vota consilierii locali de 13. Dar decizia aia a lui când îl formulează și la final, face un raport. Dacă s-a greșit ceva, el nu se bagă pe acolo. Deci, domnul Brachiu. Bun, trece-o, la propunerea consilierului primarul.
amână pe data viitoare. Nu știu, dar să vedem. Nu, domnul Stan Ion Adrian, semnați pentru sau participați la vot sau vă abțineți ca să știu cum să consemneze. Nu, acum... Dar nu a votat de fel. Punem la vot punctul 5, votul pentru. Da, pe cine e ilegală, mă, n-are treabă una cu asta, cu parcelarea, cât sunteți de acord? Cine e pentru cu la punctul 5? Ca să știu cum să mă vezi, cât suntem? Deci cât? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentru. 5 pentru. Împotrivă sunteți restul toți. Eu abțin. Deci, Adi se împotrivă câți, ca să știu? Împotrivă. 2, da? Bun. 2. Ce 2? 4, 5. 6 să trebuie. 6 să trebuie. De 6 pentru, 2, 4, 6 pentru, secretare, 6 pentru. 6 pentru? Da. Împotrivă câți a fost acolo? Voi 4? 3. 5. Băi, ridicați mâna care sunteți împotrivă. Deci 4 împotrivă. 4 împotrivă. Și... Abține două abține. 4 împotrivă și 2 abține, da? Da. Asta e, care e problema? Au trecut și se va consemna. Corect. Corect. Trece la diverse. Au trecut. Nu. Păi nu. Au trecut. Mai trebuia un vot pentru. Nici nu, nu așa, să lasă, să facem una viitoare. Auzi, trecem la diverse. La diverse au venit oamenii ăștii, nici aici răspunde în fața oamenilor, au venit să blocheze codurile de o săptămână. Știu ce dacă le blochează. Da, și cum ai zis că nu se poate să blocheze codurile? Blochează-le. Nu? Blochează-le. Deci știi, preștiați și tu. Pune, da, nu mai strigați până acum. Pune, dar. Nu? Cum să nu strâng? Iată au venit oamenii să spune la oameni adevărul în față. Domnul primar. Domnul fost primar. Spune-le la oameni adevărul în față, pentru că ce data de 19, a întâia, Consiliul Local din acea dată, dintre care am făcut și eu parte, am votat pentru rezilierea contractelor. Stop, nu mă pic. O clipă. Dacă era ilegal, da, domnul secretar trebuia să consemneze, să nu contracteze. Să nu trebuie, să nu trebuie. Deci o consemneze. În data de 25 martie, pot să vă aduc documentația, anumite persoane din comuna Săpânța, în speță Pop Adriana și cu socrul Loasan, cum îl cheamă, cam un lapsus la omul respectiv, Grigore Danciului, câștigă în instanță suspendarea hotărârii luată de Consiliul Local. Nu ne-au adus nimeni la cunoștință. O clipă, o clipă, o taci. Deci o taci. Nu, da. Nu vrei că spun, că știi despre ce vorba. Îți pregătiți pe o dată altă hotărâre. Vă dau o hotărâre. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. În 25. Tu cât ai avut hotărârea de adotare? În 31 ați făcut aia falsă, de acordare. Care mă, în 31? În 31, mate. Deci, o clipă. O falsă. În ședință de Consiliu vă la vot. Când m-ai convocat pe mine la ședința aia? Păi da, dacă n-ai venit, l-ai vă convoca. Când m-ai convocat pe dacă mine? Dacă n-ai venit, când? Dar de ce m-ai pus prezent dacă nu m-ai convocat? Eu te-am pus prezent. Dar bine, uite aici. Avem. Deci nu. Există documente clare cine a fost la ședință, cine nu. Ami susține că nu vrea ședință cu noi, deci nu trecut prezent. Asta nu, nu susțineți că unul ați fost și unul n-ați fost, ați fost exact cum e consemnat în procesul rezervat. E falsificat și nimic. Bă, ce tupeu ai, mă, băiatule, mă? Bă, ce tupeu, vorbește... Nu, ascultă-o, el spune-le aici, stai un pic, nu vă certați, o, opriți-vă, nu vă certați. Explică el, asta spune, secretare, el asta explică. La atribuirea de contracte, el zice că nu vă prezează de unde ești trecut. Și eu, o clipă, eu am fost chemat, La două ședințe ai fost de atribuire. O clipă, hai să spun și spun totul. Eu am fost chemat ca girant și ca copravnic în valoare de 11 miliarde. De 6, 11. 5 miliarde îs asta și dobânda până la zi, până când se încheie dobânda. 11 miliarde. În celălalt proces îs chemat cu 3 miliarde și plus dobânda aferentă. Când s-a luat decizia de la APIA, și-au întrebat că fermierii de ce să nu sunt plătiți, care a fost decizia, că există la dosar. Nu au primit adeverință din la primărie. Nu de Consiliul Local adeverința. Eu trebuie să înțeleg un singur lucru, de ce mi-au chemat. S-a făcut un precedent care nici în România nu există. Nu ești demn să fii consilier. Oameni buni, aveți grijă ce votați. Am pierdut la înalta curte de casație, la Sighet, la Baia Mare, toate... toate judecate de un singur judecător la Maramureș, Danci Dorin. Danci Dorin a judecat și cauza lui Adriana,
Deci dorim o judecat și cauza noastră, deci dorim o rejudecat cauza noastră întoarsă de la Cluj și am pierdut. Și ce, ai dubii în provința judecătorului? Păi dar cum să n-am dubii? Unde mai ai am dubii, că ai pusut-o pe azară, bă, domnul Stan! Adică să fiu complat din când... N-ați avut avocat! Știi ce avocat ați avut? Pentru că a votat cu avocatul tău Nemeș și a luat Jean Junior de Pop, ce? O bărță pe o zis ce? Nu trebuie să dai primăria banii la fermie! Și au zis cine să-i dai? Trebuie să te apre pe tine în speță de consilier local. Primăria dă bani la fermier, nu dau eu ca consilier local. Aia trebuie să facă. Dar domnul Stan, dumneavoastră mi-a schimbat de giran. Avocatul, da, că ați totat. Împotriva consiliului local. Deci aveai avocat specializat, cum i-a spus lui Adice Gulior, doamna Popcea, neamu, și domnul Neamu, stai un pic, lasă-mi să termin. Trebuie să-ți plecat, domnule, primăria, lasă-mă un pic. Amai, tu ai citit întâmpinarea de buză de avocatul meu? Băi, o vine motivarea sentinței. Băi, citit-o? O vine motivarea sentinței. Avocatul a zis, domnule, nu primăria trebuie să dai bani la fermier. A fost. Trebuia Neameș la tot zonă. Bă, Pop Gheorghe Titru, așa în cine au fost, domnul ei să nu dai, primăria de-aia să nu dai bani. Domnul Stan, ca să spun că a fost cu 100 cu ața albă, cine s-a îndreptat împotriva Consiliului Local, s-a îndreptat cu nume. Nu împotriva Consiliului Local, ci Pop Gheorghe Titru, Pop Gheorghe, pe Gheorghe, pe Sfară! Fermea Risacii, n-au treabă cu voi, consilieri! Cum n-au treabă cu noi, că mie îmi blochează contul și mea casa, băi, cum are treabă? Bă, cine s-a blocat contul? Fermea a venit la primărie să blochează contul primăriei, că de la tine obține banii mei! De la primărie va obține! Și atunci... Și primăria aia trebuie să îndrepte după aceea împotriva cui? Cui? Împotriva mea! Nu! Simplu, ca bună ziua! Cum adică? Deci oamenii nu vor vota, nu vor bloca conturile la consilierii locali care au făcut parte la acea hotărâre. Că n-au cum să blochează că nu stau în solegii și așa ai să stai ani de zile până primii banii. Domnul Stan, conform hotărârii pe care am pierdut de la Cluj, domnul Stan, explicați dumneavoastră, eu scop platnic. Eu sunt alături de primăria Săpânța. Eu sunt la aceeași oră. Când vine executorul judecătoresc, cum vine la primărie, așa vine și la Pop Gheorghe Titru. Bun! Și care e un tot cu blocat conducție? Păi care nu, aștept să vină! Cine îți va bloca? Dar nu știu, nu știu că sunt angajat oamenii nu blochează contul la consiliare, ține lucru și să înveți asta! Ei aici, prinționul din consiliare, ei cu primăria au treabă, primăria ta să le dai banii! Păi, dar nu oamenii, primăria! Ce noi, ca și complată, noi vine la voi și voi deși vine nou, că noi suntem cu voi! Bă, omule, nu e pentru la oameni, să-ți dau un exemplu. Sunt numai toate zblocate de contul. Zblocate cu fundamentul. Este o hotărâre judecătorie. Vine hotărârea, trebuie să le dăm banii la oameni. Îi dăm banii la oameni și după aceea trebuie să le dăm împotriva la. Dar, de exemplu, nu știu, aici trebuie să te poți îndrepta la tăți sau nu împotriva lui nimic. Aici. Cum se te îndrepta? Că titra, cum zice, nici nu ai dat adevărință, vezi? Că nu tine dă. Nici nu ai dat adevărință. Păi nu dau eu, nu dau hotărâri mai. Băi, omul, care nu respect? Băi, există la dosarul vostru din la APIA motivul pentru care l-ați primit banii? Nu auzi că după ce suspenda hotărârea trebuie să dai adevărință? Nu are rog, dar e primărie. Primărie, nu. Arată hârtia, mă! Nu mă întreba, n-a fost eu, nu mă interesat! Păi cum, mă, ce? Oamenii n-au treabă cu consilierul local, nu le-au treabă cu primăria, primăria trebuie să le dea bani. Că nu se după timpul și după... La ce au fost chemat la înalta curte? Ai fost, ai fost un fel de, știi cum ai fost, solidar! Solidar! Ce înseamnă solidar? Păi domnul Star, vă pun copii, în data de 4, în data de 4 martie, avem proces la Baia Mare, referitor cu următorii fermieri. Ce se întâmplă dacă nu mă duc? Și dacă nu-mi bag avocat? Explică și la oameni. Că în data de 4, acum suntem coplarmici, nu domnul Stan? Toți 11 consilieri. Dă în garanție. Nu. Poate, de exemplu, dacă aveai un avocat puternic, bun, dar pentru ce, domnul Stan, nu înțelegi singur lucru. Pentru ce să-mi bag avocat dacă hotărârea e suspendată? Ce dacă e suspendată? Judecătorul de ce te-a luat atunci? Din centru, pot să vorbesc și eu ceva. Când am fost noi în alt mandat, da. Eu am avut COVID, nu o să vă umplu la anticorp.
nu pot să vorbesc. Știi că s-au opus la, am fost dânsul, eu, tu, cam atât de aici. No. Și atunci am propus desfacerea contractelor cu Ieri, da? Da. Bun. Ce răspuns ne-a dat domnul primar de la vremea respectivă? Păi aș spune, te-aș absolvi de niște lucruri dacă ai fi fost atunci nou, de exemplu cum a fost domnul Pop, da, care nu mai fost și nu s-a supus alte. Ce răspuns ne-a dat primarul de la vremea respectivă, da, cu avocatul? Păi răspunsul a fost, oameni buni, noi nu putem desface contractile de boieri pentru că sunt făcute pe 10 ani și nu avem nicio bază legală. Eu așa știu. Am întâlnit consilierii care au fost. Și acum te întreb. Cum ai fost tu de acord să desfaci dacă înainte cu 2 ani s-au propus același lucru și n-ai fost de acord, iar după 2 ani ești? Eu te întreb ca și om, pe urmă ca și consilier. Adică tu ai dat odată cu capul și mai vii odată și mai dai cu capul. Da. Păi de fapt, dar o considera ca cu aia de În data de 19 s-a făcut o ședință, există convocatorul respectiv pentru reziliarea contractelor, da, la persoanele care nu s-au plătit până la cea bază. Deci, erau vizate 4 persoane conform convocatorului. Fiind ședință de Consiliul Local, au venit mai mulți fermieri și o să în felul următor. Acum e momentul ca să spargem toate contractele. De ce să iei titlu tăți și restul unică? Și în momentul respectiv există procesul verbal de ședință unde s-a votat pentru rezilierea tuturor contractelor care nu au fost trecut pe ordinea de zi. Domnul secretar, a specificat dumneavoastră că s-a furat procesul verbal de ședință? Vă l-au luat, eu ca nu știe, fac și cu piții. Procesul verbal de ședință original. Așa să ai un rol la cuponul tău. Așa. Așa să ai un rol. Nu mă, dar el a zis că trebuie să ai un rol la cuponul tău, cum am pus eu până pe ordine. Eu întreb altceva, piții. Așa să-ți dea un rol la cuponul tău. Bă, dar eu întreb altceva, domnul secretar. Băi, chitul, tu nu vezi de treburi, tot trebuie să-ți vezi de treburile tale. Piții. Nu vă dutați? Asta! Nu, eu ce să dau ceva! Eu ce să dau ceva! Dar ce să tu? Dacă nu dați o procedă, mai! Dar tu nu înțelegi cum e corect! El a afirmat că tu ai intrat! Tu ai intrat! Domnilor, auzi domnul consilier? Auzi-vă, aici ar fi limba omul! Eu sunt convins că niciunul dintre voi nu vă doriți să fiți în situația lor. Păi nu ne dorim, da? În primul rând, noi nu și în legele. Avem un jurist, da? Prefectura a avut juriști acolo grămadă care trebuia să întoarcă înapoi dacă nu a fost legal. Da, dar prefectura nu înțeles că s-a absolvit de chestia asta. Adică ei s-au înțeles cum încearcă și alții, Auzi, domnul Pop, asta nu e adunare, asta e balamuc. Din oameni... Asta a considerat noastră. Auzi, nu, să spun, oameni cu liceu, oameni pregătiți. Noi n-am venit aici, eu am 4 clase, a ne instiga unul la altul. Noi am venit aici ca să ne calificăm. Când noi am, eu cu asta meseriu m-am ocupat toată viața mea. Mi-a realizat contractul fără de mine. De contractul meu nu trebuie să-ți atingă nimeni. Să-ți vadă de treburi și eu să fiu chemat din ce primărie aici. Din ce primărie sunteți dumneavoastră consilier? Să ne, pe noi să ne lămuriți oricum ce cauză. Nu hală de aia. Corect, dar s-a făcut o greșeală, ei s-a făcut greșeală. Nu mă interesați pe mine. Dar nu vă sfădiți voi în fața oamenilor. Dar unde sfădim? Dar nu, greșeala s-a făcut-o, voi vă sfădiți între voi. Dar unde faceți voi primărie voastră? Păi pățoc. Și al voastră și vă mediați de treburi. Știu unde a fost greșeala? Nu știu. Ce care ne-au plătit de 3 ani de zile redevența. Auzi, de domnul, acolo au pornit tăi de domnul, acolo. Domnul, să-ți spun pe căsul? Domnul, fiu. Tăi ți-a spus care n-ai băut și n-ai băut plătit de 2 ani. Și tu de 2 ani n-ai băut plătit. Ei, pe care ai băut plătit? Uite, de ce n-am plătit o chestie? Care este de o parte, ți-a acolo? Rezilierea contractului cu Ciumeșul și trecerea la polul Silvic Sivin. De-a dat Ciumeșul judecata, am votat și eu ilegalitate, da? Da. Dar ce ai votat domnul Stan? Nu e prost, acum nimeni aici nu e ce stai și cap. Dar la ce nu te-ai făcut? Deci eu să spun ceva, trecerea din acolo și ce vezi astea, cum? Deci ai votat contractul de rulare, măi. Contractul de rulare. Și n-ai voie. La finalul anului 2020, dar hotărârea am luat-o, nu știu. Bun, contractul cu Ciumeștiu o expirat. Dar de acolo mere tacit. De la data de... Dar tacitul e ca legal.
după ce ai avut 5 ani de zile cu ei, dar acolo în cont, dacă nu mi-e mi-o face altul, mere taci. Domnul viceprimar, n-am luat nicio hotărâre, am luat numai hotărârea că vom trece la momentul respectiv. După ce adunăm niște informații, ne documentăm la alte opole sindice, unei prețul mai bun, să vedem ce ne fac în prețul respectiv, da? Bun, din păcate, procesul verbal a fost făcut, eu știu, probabil de unul după stradă, nu știu cine, că acum am trecut. Nu, eu l-am făcut procesul verbal. Da, și care e problema că am scris în procesul verbal să trece din la acolo-colo de... Deci eu l-am făcut... Nu, domnul primar, proces verbal să specifică, că acolo eu, unul singur, am zis, domnul, îți pe principiu ca nu trebuie să trecem la acolo sigur, neapărat. Și dacă nu, ce? Bun, am omis că n-am scris, numai singur n-am scris altul. Nu, s-a modificat hotărârea. Nu, și am venit pe o bază de idei. Aia să transmită... Exact, secretarul a făcut o bună, că am omis să scriu și altul. Era problemă foarte mare. Problema aia, dar în moment ce am zis că trece... Iar ar fi fost probleme foarte grave, s-ar fi imputat iarăși... De ce? Eu am omis să scriu numai 80 sigur, de la 80 până 80 sigur. Eu că am zis că trebuie... Sau altul acolo, care fi? Nu, am zis să nu facem contract după mai mult de un an de zile. Primăria are... Nu se complică nimeni cu un an de zile. Ce vorbești? Ce vorbești? Voi sunteți reprezentați pe noi comuna, nu? Dar nu se vă bate joc de noi. Săptămâna viitoare să vor bloca conturile, că s-au făcut de noi. Noi, l-ascultăm! Deci, atenție, eu recunosc acum că am fost de acord cu avizul de legalitate cu privire la rezilierea contractelor, adică mi-am exprimat toată cu sinceritate un aspect pe care eu am vrut să fie... Nu mă împic, domnul secretar, te întrerupem. Spune, înainte de a pune pe ordinea de zi, am fost amândoi la Baia Mare, la... Dar să vă spun cronologic care situația, da? Ca să știți că acum e bine că ați venit și voi de pe partea adversă, cei care au fost consilieri, o parte din consilieri care îmi exprim tot regretul că s-au întâmplat lucrurile astea, deși nu ar fi fost, practic, în toată situația asta, nimeni nu este vinovată. Toți am căzut niște victime din cauza unor conflicte, câteodată personale, câteodată comunitare, care nu ar fi trebuit să existe. Unul la mână. De ce s-a întâmplat cu rezilierea acestor contracte? De ce? Da, este adevărat, s-au întocmit înainte, cu mulți ani, niște contracte pe niște suprafețe foarte mari de pășunat, care, atenție, au fost în proprietatea comunei Săpânța, nu în proprietate privată, nici a lui tatălui meu, a neamurilor voastre, da? Era pe comunitatea Săpânța. Este adevărat, a fost un drept pe timp de 10 ani, un exemplu când vine acum aleatorul că îl văd pe piți în față. Nu am nimic cu el, nu am dușmănie, nu, dacă el are problema lui este, nu urăsc pe nimeni, da? Bun. În Sața, în perioada respectivă, știți foarte bine când au fost discuțiile cu rezilierea acestor contracte, că foarte multe persoane ne-au asaltat la primărie, inclusiv în perioada domnului primar Stan Gheorghe, inclusiv în perioada primarului interimar Codrea Nicolae Dorel, cu o grămadă de cereri cu privire la pășunatul comunei Săpânța. Animalele au început să crească în localitate, normal că fiecare s-au interesat și au considerat că pot și ei să beneficieze de suprafețele pentru animalele lor și au început să crească. Efectiv, nu am știut ce să facem, cum să liniștim lumea și toți poate să confirme. Orice om din conducerea asta, că erau scandalul la nivel comunal, că oamenii nu aveau suprafețe de teren unde să pască animale, da? Bun. S-au încercat tot felul de discuții, inclusiv cu domnul Fiții. Nu mai așa, după aceea. Când se rezilea contractul primăriei, am zis că te
Da, da, o să bine că le reziliați, dă și la altul, știu de eu, am fost de acord eu. Dă și la altul, părta la tăi, n-am dat la voia, n-am dat eu nivele noi. E singura gata. Ce-am părțit la tăi? Lasă că dar ai zis, dar nu părțit la tăi, ce-am părțit la tăi, mă nu-i bani să-i bani, eu ca mult. Dă și la altul că Micu Bocălai, dacă o reziliat contract, ce trebuie, dacă tăi atât de tăi, nu s-a jucat în mine. Aici e problemă. Nu ai zis tu gata în mine. Ești dacă, da, da, sunt cerere depusă, Micu, sunt cerere depusă, pentru că nu știi, Ștefan de Pinti, de o grămadă, nu se rezilia, că dați le dai și lor! Nu se ajunge aici! Aude, domnul! Nu vă văd așa, că eu îi neamce să nu se ajunge aici! Nu! Când să fac un contract în primărie, eu... Domnul Ștesca! Domnul Ștesca! Domnul Ștesca! Nu a venit! Domnul Ștesca! Stai, băi, îngreiați-o! N-am zis nimic! Băi, turda din Micro Cotoban din tată-n fiu, Gheoca Boicului, om care-o fost. Lasă, să-și termine secretarul și apoi nu vreau loterie. Care nu vreau loterie? E o chestie pe care mă abasă pe inimă și vreau să vă spun și dumneavoastră ca să mă descarc, că și eu nu mă simt bine în situația când văd atâția oameni prejudiciați, inclusiv pe partea adversă, nimic ăsta, și practic pentru niște lucruri care ar fi putut fi rezolvate și nu s-ar fi ajuns la chestii de genul ăsta. Și noi am greșit, și voi ați greșit, eu zic că toată comunitatea asta a greșit în privința asta. Bă, și de ce s-au ajuns? Bă, tu ai luat de la Petre lui Giurea, mi-ai luat 80 și ceva de hectare. Da, hai? Da. Și nici alea nu ce da, mă. Dar nu cum, domnule, ce da, mă? Nu ce da, mă? Asta am putin. Bă, nici alea nu ce da, mă. Cum, domnule, ce da, mă? După mine, dragi, de aici, bine că ai să... Nu, 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 de vorbă, 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 să vă spun ce s-a întâmplat. Deci, mi-a tu să spui că de la Petre. Dar încă a avut o mie de oi, mă! A avut o pulă! O mie de oi a avut! Dar și are și asta! Are bani, dar pute numărul! Pute numărul! Te vezi, o mie de oi! Nu știi cât a dat o mie de oi? Nu putem da timpul înapoi. Dar poate că putem să învățăm greșelile noastre și să evităm aceste lucruri care, lucrurile grave care s-au întâmplat. Poate pe viitor vom, din greșelile noastre vom învăța. Și atunci, având în vedere că s-au depus o grămadă de cereri, era și incidentul în care domnul primar a fost demis pentru alte probleme, nu intrăm în detalii, a fost problema dânsului. Și au luat mandatul, înainte de a lua mandatul domnul primar, consilierii s-au adunat și au zis, domnule, te votăm pe tine ca și viceprimar, dar ne rezolvi o situație foarte importantă, problema pășunatului. Oamenii, avem mulți oameni cu animale care nu știm ce să facem, de unde... Și care vă consilierează? Chitru, cine mai fost, Roma, nu mai fost, asta e adevărul. Da. Și nu vă supărați că vă spun, ca și au fost. Și eu am fost de aceea. Dar că nu mi-o tăta ați băgat mie în boc. Că t-o bagi un boc. Că t-o bagi un boc. T-o bagi un boc. Dar nu dai de mână, că tu nu dai de mână. Tu te-ai băgat un bot. Nu-i dat de mână. 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 Nu-i hai tu, băi oameni, hai tu, băi oameni, atenție, nu mă găsiți, o venit primarul interimar și a început să recurgă la tratative cu oamenii care dețineau pășunatul, cel mai mare, o discuta și piții, o discuta și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Piții la un moment dat, da, într-adevăr, au vrut să renunțe la o suprafață destul de consistentă. E, vezi că am vrut să renunțe. E material. Alții au zis că, băi, o renunță tot, o renunță nu știu cum, o renunță ce. Și s-a format un conflict foarte mare între cele două tabere. Da? Bun. După aceea, noi n-am făcut de capul nostru degeaba, veniți cu acuzații împotriva secretarului, împotriva conducerii, toți am... Nu, eu nu pot să zic că noi am fost vinovați, nici unul, nici altul.
Nici ceilalți din centenarele, nici alta, că noi am crescut cu animale și n-am avut unde să le pășunăm, da? Bun. Și atunci s-a format o comisie și s-a chemat de la prefectură o comisie să se constate, deci după ce au ieșuat toate tratativele, unul la mână, făcându-se cercetări, s-au constatat în felul următor și au fost la fața locului, un consilier, știe și titlu, știe și abșan și, și mai mulți. S-a constatat așa, nu s-a plătit domnilor redevența de pe ani de zile sume importante de bani. Deci s-au luat pășunat din comunitatea săpânțată și eu plătesc taxe și impozite. Acolo unde stau la soacră mea și eu plătesc la fel. De ce? Nu? Păi bunurile a tuturor comune, da? Nu numai am unor câteva persoane. Bine, acum nu vreau să lovesc pe piții sau ce care au avut. Măi, au fost mai isteți atunci, așa erau vremurile, că atunci nimeni nu și-au avut cererile și între timp, de-aia nu e bine să se facă contractele, pe eu nu-s de acord, pe termen foarte îndelungat. Un an, doi ani, trei ani maxim, da? Da, bun. Dacă tot fi scandal pe care și-au venit și s-au constatat că nu-s plătite redevențele. La o grămadă erau sume restante, adică tu folosești din patrimoniul comune, nu plătești, plus nu, nici ai niște prezente pe dar nu am redevențe, ce ai avut tu bani? Ce am avut cu tine? Nu, eu n-am avut nimeni. Eu am la momentul hotărârii consiliului. La momentul hotărârii când orizea, toți erau la zic cu taxa. Vreau să vorbesc după ce... Da, după. Te rog frumos, să ai și răbdare. Da, pe nu atât, că te spune și nici eu. Bine. Bun, și... constatându-se, au venit la fața locului de la prefectură, avem hârtii, proces verbal de control, care că toate se stipulează în procesul verbal, toate au fost încheiate, nerespectându-se condițiile legale, nerespectându-le așa și să intre, ne dă dispoziție ca să intrăm în legalitate. În momentul noi am cercetat, eu ne-am spus, nu putem să reziliem, ci doar până instanța de judecată. Dar, prin instanța de judecată știți foarte bine că poate dura 4, 5, 6, 7 ani. Bun, ei au zis, consilierii cu primarul interimar, nu așteptăm noi după instanță, atunci ce fel de judecată asta? Facem noi și decidem să reziliem contractul. Și atunci, să nu trecem, că după aia o să uitați. Când, care dintre consilieri au ridicat problema pe care ai spus-o acum? Legătură cu ce? Când ai spus tu, ca secretar, din punctul de vedere, când ai... Primar, nu, ședința noastră, deci ședința, nu, ședința n-am spus. Când ai spus tu că din punctul tău de vedere nu e legală rezilierea? Eu nu am consemnat treaba asta. Nu am consemnat. Ăsta e unul la mână. Așa, bun. Doi la mână. Cu hârtia în mână și cu de la prefectură, s-a mai dat un ultimatum, s-a convocat în data, că mi-aduc aminte, 1 noiembrie oricând, ca să le mai dea ultima, în noiembrie scris, înregistrat tot, că dacă până la data de futare, la sfârșitul anului, nu se plătește redevența, vă anunțăm că vom trece la rezilierea contractelor. Am înștiințat toți pe toți. Bun, nu s-a plătit. S-a ajuns în ianuarie. În ianuarie. Când s-au convocat ședința de Consiliu în baza, că nu s-au respectat hârtia... Ședința să-l ține aici și eu fugi și-o plătit. Nu s-au făcut de capul meu, că eu am vrut... Așa vă plătiți! Nu s-au făcut de capul. Atunci s-au plătit! O dată de 19! Da, 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 da. Și au început să-și plătească drepturile către redevența. Nu celelalte situații, da? Așa. Și în momentul degeaba au plătit ei în ziua respectivă, dar asta cu avocații și cu astea nu s-au luat nimic în considerare, că s-au exprimat. Nu era o soluție că nu joc de redevență. Da, un pic, acum ai spus. Că unilateral, acolo n-ai voie unilateral, este scurt, chiar dacă nu joc plătit. Somațele, duc penalitățile, lasă și salut. Adu, domnul Rezultat. Deci, vorbim noi cu spichii. Deci, am un... Nu, dar că nu-s gata, așa mai după. Ca să încheie, spus și eu. Și după ce, ăsta s-a trecut la vot. Și au fost scandal, au venit toți, nu știu ce. Greșeala lui Pătruc a fost că în ziua în care au scos ca să se achite, să facă dovada, ăsta s-a eliberat o adeverință pe care s-a stipulat că da, e achitat la zi. Și cu hârtia aia, deși a fost plătit în prima zi, s-a câștigat. A fost un punct în care s-a câștigat în instanță, că s-a făcut dovada de fapt
Nu că nu s-au luat în considerare oricum că s-au amenințat și că nu știu ce și că nu știu cum, că dacă nu s-ar fi întâmplat. De exemplu, dacă voi n-ați fi votat, nici nu s-ar fi încasat banii aia, cred că nici acum. Oricum, înțelegi? Eu cred și s-ar fi folosit din ăsta. Și după aceea, o altă tematură începe de aia, poate o să vă explic altă dată, durează foarte mult cu cea de-a doua. Domnul secretar, domnul secretar, deci mie am trei întrebări să-mi răspundeți la ele și am pentru atât eu închid rapid, eu sunt mai pramanic. La ședință, în procesul verbal, am ridicat problema în care v-am spus, domnul secretar, v-am întrebat, e legal ce facem? Da, nu cumva riscăm să plătim daune oamenilor cu rupe contractele? Nu ai specificat exact cum spui asta, nu. Dar știu că ceea ce mi-aduc aminte, că ai specificat, nu, asta, în care ai specificat, da, sunt de acord. Băi, așa. Sunt de acord. Zice, am zis eu. Dar nu, dar cât acolo ajunge. Lasă-mă, secretar, să răspund. Dar nu, că mă lasă și mă enervez. Votez pentru cu o condiție ca să fie legal întocmit hotărârea, adică să fie legală hotărârea, da? Tot acolo ajunge exact la ce ai spus. Așa. S-o semnat, adică așa. Bun, dar mai departe. Instanța, că trebuie să-ți dea câștig de instanța. Da, ascultă-mă. Trebuie să-ți dea, să știi. Păi de aia nu mi-a dat, când v-ați îndreptat și mi-a cerut în garanție, dar nu, eu conducerea primăriei care mi-a chemat în garanție, o greșit. Că trebuia să se întoarcă împotriva secretarului și primarului de atunci și responsabilului agricol. Așa că trebuia să facă. Nu împotriva Consiliului Local. Că voi ați fost inițiatorii hotărârii, voi ați spus în ordine de zi, tu ești cel care trebuia să vii cu viza de legalitate. Cine a fost, mi se pare, dacă inițiatorul, dacă bine rețin, Coman Gheorghe. Dar tu ești cel care dai viza de legalitate. Eu am. Bun, mai departe. Dar, domnul secretar, mai am o întrebare atâta vreau să spun. În 25 s-au produs primele suspendări a hotărârii 1 și 2, da? Da. De ce ai pus pornile de zi în 31? Acordarea de necontracte la alții. Dacă ai știut că e suspendată, măi, de drept. Noi n-am știut în primul rând. Noi nu am știut. Dar ești parte în proces, omule, că noi consilieri n-am fost. Noi când am dat pe 31, nici n-am format o zi anume, că nu eu convoc ședința de consiliu. Domnule, dar în 25 se dă hotărârea care spune executorie. Dar poate să fie dată până ți comunică și până intri în comună. Dar ai judecător în cauză, ai avocat în cauză plătit de comună, cum să nu denunțe? Domnul, nu a intrat în posesia Adi, nu a intrat. Domnul, și asta ar fi fost un motiv de respingere acțiunii. Cum și ai pus pe ordine? Lasă-mă să spun, sunt cele înregistrate, deci ăștia care au câștigat prin altă suspendare, fiecare că poate treabă, care au fost primul redan și cine au fost, automat le-au dat minuta și a doua zi venit cu cele înregistrare și minuta că se redaie de verință. De ce? Au înregistrat ei acasă, la ei atunci, le-au depus la dosar în instanță. Da, nu, deci fiecare... Dar nu a fost definitivă. Nu contează, mă, dacă... Executorie, mă! Vezi că te-ai zis că nu vine. A fost suspendată, păi și nu te ferește. Dar de ce n-a venit? Ce executor vine să te puie? Executorie! Executorie să te puie! Colac o să te pupăză, în data de 28 mai, 4 persoane din Săpânța câștigă, iar în suspendarea hotărârii. Consiliul Local de la acea dată nu a fost informat nici de asta. Când ați comunicat? De respectiv, o primă treabă de a dat nici. Două hotărâri, una. Pe dare mi-a dat nouă câștige cauză, știi? Ai de treaba asta. Una ați comunicat în lista. O primă, același lucru. Domnul secretar. La primăria domnul secretar câștige cauză și o respectivă. În 28 mai. Ulterior au venit pe avalanșă. În 28 mai. Și ăsta au făcut un alt proces după 2 ani de zile și nu știu cum ce tertipuri, că era deja o hotărâre cât este definitivă și revocabilă, care nu mai putea, era deja conflict de competențe și nu mai putea judeca un lucru pe acela lucru. Nu știu cu ce tertipuri, un avocat a reușit cu celălalt. Și asta și-o dat și lui câștige cauză. Domnul secretar, nu am reușit până la Consiliul Local. Bă, băieți, ia uite, ați dat o hotărâre nelegală. Domnule, ia uite, voi, acum, ce faceți? Mergeți cu ea în continuare? Nu am avut
auzi, Adrian, nu am avut de unde să fac lucrul ăsta, pentru că... Cum n-ai avut de unde să fac lucrul ăsta, pentru că... Adrian, prefectura trebuia să respingă din stat că s-au mai întâmplat cazuri de genul ăsta. De ce nu ne-o dat niciun ăsta, așa cum au atacat celălalt al doilea? Bun, altă întrebare! Domnul secretar, hotărârea numărul 19 pe care am luat-o nu-i semnată de prezent. Bun, da, atunci, domnul... Hotărârea cealaltă nu-i semnată de prezent. Bun, ai greșit, o greșit consiliere, ai greșit și tu. Da, instanță, o consiliere că este Pițucă, Pițucă, eu nu m-am dreptat înainte la nimeni, tu ascultă un lucru. Bun, dar eu nu m-am întrebat, lasă-mă, stai un pic să vă spun, eu nu m-am întrebat la nimeni. Dacă Curtea de Conturi nu vinea să recupere președinte, nu avea nimeni pe aici treabă cu nimeni nimic. Cu nimeni nimic! Tu să crezi că dacă erai din dreptat, din 2016 până în 2000, nu știu cât a venit Curtea de Conturi, tu crezi că nu facem? Dar dacă ei au chițat acolo, ei au chițat că eu nu m-am întrebat cu Mișamu. Deci nu avea o treabă consiliu, indiferent că Vorincu a făcut-o, s-au cătat și nu știu ce primăria de bani la oameni. Dacă nu Curtea de Conturi, dacă nu făcea sesizarea asta, nu putea să recupere președiciu. Nu avea o treabă de dea primăria bani la oameni și să căta bâlciu. Nu avea nicio vină, eu considerând continuare aspectul ăsta. Nu am nicio vină, pentru că nu au câștigat nimeni, nu s-au îmbogățit, nu au făcut o fraudă, nu au făcut să-și bage bani în buzunar, să-și bage o drestre sau ceva, au vrut doar să fie aplicată legea, să fie în mod corect, pentru că aici discutăm de terenurile aflate în proprietatea unei comune, nu private. Cine v-ați îmbogățit, te-ai îmbogățit tu din faptul că te-ai îmbogățit cu Pietru sau ăsta te-ai îmbogățit pentru treaba asta. Interesant, ce problemă nici acum. Tu cu biții să-l execuți pe el. Nu! Noi am vrut doar să-l părțim în mod legal la tăți cetățenii. Să spunem acum că suntem la ceasul al 12-lea. S-o spart contractele cu oameni din Săpânța. Deci eu continuat cu două contracte în continuare? La serviciu să amintem voi. De ce? Gogârle, deci eu primi bani în continuare? Păi dacă s-o spartă de contractele. Ce erai de la domeniu... AJS! AJS! În domeniu AJS, dar tot primăria Săpânța e de adeverință. Dar contractul e pe OAT-ul nostru, e o diferență. E pe OAT-ul Săpânța, dar ei au adesea... Și atunci când s-a organizat licitația, dacă e pe OAT-ul meu, de ce nu mă nici un fermier la licitație? Asta nu mă treabă pe mine, că n-a fost. Dar nu știu că întreabă acolo. Dar trebuie să meargă la București și trebuie să lasă documente. Dar cum să meargă la 50 de hectare? Nu știu. Eu nu știu ăla. Dar nu știu. Nu, nu știu, trebuie, nu mai la ultima ședință, la ultima ședință de consiliu am avut în 2016, am avut ăsta cum să vă dumneavoastră hotărâre definitivă de suspendare a hotărârii 19, pe care am luat-o noi, în 2016, la începutul lui ianuarie, hotărâre definitivă. Abia atunci au fost definitivă. Definitivă și nu mai sunt lucrurile de asta. La suspendare cu executorii, domnul secretar, în data de 28 mai, la Consiliul Local Săpânța, în speță la primărie, s-a primit iarăși suspendarea hotărârii obținută de 5 fermieri. Nu ne-a informat nimeni. Domnul consilier, păi, o clipă numai. Domnul consilier, stai un pic, eu să te opresc. Dumneavoastră tratați acum cauza. Oamenii ăștia care cu problemele lor, nu interesează cauza până cum este ajuns. Păi ei interesează că până la nu să-i spunem noi să ne băiam cap. Pare rău că vă contrazic, a trebuit să intereseze și pe ei. Hei, omule, tu ascultă-mă! Băi, ai priceput ceva din toată chestia asta? Ai priceput ceva din toată chestia asta? Ce ai priceput? Am priceput. Nu mă, eu cu nimic cu tine vorbesc, cu el, mă. Stai să spun ceva. Băi, mai titlu, titlu pe om, nu-l interesează pașii care s-au petrecut pentru nenorocirea asta. Nu-l interesează pe om. Măi, da, el acum, astăzi... Să-și facă o opinie, vor cum banii dați. Ok, măi. Bă, omule, bă, dragul, și domn primar, ascultă-mă aici. Oricum la oameni banii... Asta vreau să fac bine. Dar nu, că oamenii sunt vreau să au venit, mă. Oamenii și cine? Noi din buzunar să-i dăm, că n-am, eu uiaș, da, tăți banii. Să-și, nu mă mișe ei, ia vă oameni banii. Dar eu nici să-i dau. Dar oricum, voi ca instituție îți dau banii. Și mi spune poprile, și mie, și la altul, și la altul, cine-o judeca, brecule. Asta e adevărul. Eu n-am ce să fac ei. Da, pe răuioane, că pentru că nu interesează procesul verbal din data de 19 ani. Dar cum să nu-l interesează? Băi, nu-l interesează. Cauza asta nu primi banii.
că nu-i titlu. Pentru că la domnul Stan în dosar, sau la domnul Pop în dosar, care e motivul? Titlu. Este sentință definitivă și irrevocabilă. Omul nu mai poate merea mult la Rădăcean. Din ce cauză? El atâta știe. Din ce cauză? Când îmi dați bani, eu zis-o? Pentru că nu se eliberat adeverință din la birou agricol. Pe motivul ăsta nu primit omul bani. Primeau bani. Dar noi eliberam din baza vântrăia. Am o întreb și eu, dar cum să eliberez eu ca agricol dacă e suspendat contractul? Dar, titlu, tu am un secretar, dacă ați avut convenția să-l pui pe Nicu, nu trebuie să pui descondenția asta. Băi, ești interimar acolo, nu pui tu să faci asta. Ce ai pus condiția asta? Ascultă, domnul ăsta! Ce condiții ai pus tu? Ascultă-mă! Știi din cauza cui au ajuns Nicu unde au ajuns? Nu știu de din cauza ta! Nu din cauza pentru că nu te-ai plut de pământ! Din cauza că ești stătător! Pentru că trebuia să fie zice! Tu ești stătător! Te știu! Să putem finaliza subiectul. Oprește, Marcu, care este rău. Lasă-mă, de ce nu-i nimic de-a spus?